Vremea, spuneam, optimistul stă în mașină acum, se uită cum plouă și zice: mamă, ce fain, azi anulez tot, îmi pun un film de după amiază, stau cu pisica, o mângâi, stau cu soția, o mângâi, stau cu copiii, îi mângâi, stau, mi-au o găleată de înghețată, o mângâi și pe ea, ce mișto, azi vreau să, azi e despre mine. Pesimistul e pe genul: unde dracu mă duc eu la ora asta? Da. Și cât o mai ploua. Sigur e trafic. Și sigur când mă întorc și ninge, n-am pus nici cauciucurile de iarnă. Sunt doi pogniți pe DN1, ia ars în cap proștii. Unde plec? Nu, mai bine. Mai bine stau. Mai bine nu, mai bine sunt. Nu mai. Ce ești, Dani, astăzi? Pesimist, evident. Unde naiba am venit să stau la televizor cu fața asta? Da. Cert este că în câteva zile ploaia se va transforma probabil în zăpadă sau cel puțin așa suntem anunțați. Lumea a început să-și facă planuri, liste de cadouri. Super. Ce mi-o lua, ce i-o-i lua, ce ți-aș face. Da. Da. E, important în perioada este... asta sunt mulți care în lipsă de alternativă și de opțiuni se apucă să facă, na, copii. Da. În modelul să te țină minte, știi? Acum niște ani de Sfântul Nicolae... Nu mi-ai luat nimic, ți-am făcut un copil, copil. Eu nu am listă nici anul ăsta, n-am cui să iau, n-am cui să dau. Sunt un om liniștit la casa mea, ne așteptam. E, uite, tocmai mi-am făcut biletele pentru un alt continent, plec pe 25. E, te așa de-al naibii. De Crăciun. Da, ca să nu mai vină puberul la mine cu băf, sarmale și să ne jucăm pe Xbox. Mi s-a părut... Să vii la mine, bă. Da. Să vii la mine, că eu sunt aici, pe Măi Tereze. Dar poți să vii la prânz, pe că mi-am pus avionul seara. Vino să plec mâncat, să miros o sarmale în... Unde te duci tu, bă, de stai, mă, aici, mă. Unde te duci? Zine, mă, unde nu te duci. Nu poți să zic. Hai, zine unde te duci. Hai, zine unde te duci. Hai că știm. Hai, mă, spune unde te duci. Aduc să... Să ce? Câteva zile vreau să fac rafting, să mă dau pe niște dealuri și câteva zile să... Voi râdeți de pămpălăul ăla din regie, este? Asta e. Păi cu asta unde faci, mă, rafting în ziua de Crăciun? Nu pot să zic. Dar după am dus să mă dau cu... Nu e înghețat pe acolo să... Da, pentru ce muncesc, mă, să vă zic eu vouă unde mă duc? Mă duc pe banii voștri, mă duc unde vrea eu. Nici nu o să aflați de pe Insta story-urile mele unde sunt. Ai auzit că în perioada aia de Crăciun am văzut eu în singura casă, că sunt tot felul de încurcături cu bagajele, no, cu avioanele. Am o singură geantă. Vezi că am mai zis eu la câțiva și... Am o singură geantă, îmi bag și chiloții, mă scuzați, și caiturile, și pompa de cai. Toate sunt în același loc, la mine nu există. Oricum, dacă le pierzi, s-a dus naibii toată vacanța. Da, și că poate spargă ăștia casa. Ce să-i spargă, bă, casa? Poate să-i spargă ușa de la intrare, să-i pună ceva în frigider. Ce ești nebun la cap? Dar nu e nimic acolo, vedeți-vă de treabă. Hai să ne vedem de treburile. Hai să ne vedem. Amalia, bună dimineața, ai listă? Bună dimineața, listă cu ce vreau să fac, ce cadouri vreau să fac? Da. Sinceră să fiu, încă nu mi-am făcut, pentru că când ai un copil și trebuie să te gândești la multe lucruri și vrei să iei multe lucruri și încă nu mi-am făcut chestia asta. Bă, trebuie să împarți bine. Da, da. Trebuie, deci trebuie să împarți Nicolae, că vine și Crăciun. Pentru că el este și născut de Sfântul Nicolae. Nebunie! E și ziua lui și Moș Nicolae și Moș Crăciun și pe 27 și ziua mea. Alo! Pe 27 ziua ta? Simt Ștefan. Simt, da, o cerșeală de omărire aici, da? Când bagi copilul la înaintare. Pentru mine, pentru ăsta micu. Deci trebuie să-mi calculez foarte bine bugetul după ce iau salariu, să văd exact ce fac. Pe vremea noastră la combinat se dădeau pungi cu napolitane, bă. Bă, și dacă era... Portocale, bă. O portocală. La voi, la mine, dădeam mai mult. Nu, o portocală. Era imediat după 90, se făceau pungi de... Că înainte era interzis. Ce era interzis? Nu erau. Nu era interzis. Ce nu erau? Portocale, mă. Pungi, mă! Ce erau portocale? Interzise pungile. Așa, da, ți-a zis tăi că tu, care le colecționa. Nu e adevărat, nu erau... Cum să fie, mă, interzise pungile? Crăciunul era interzis, nu? E interzis. Îi zicea moșgerilă. Moșgerilă, moșgerilă, vino pe la noi. Moșgerilă.
Se mai făcea, se mai făcea, mai primeai o Eugenia, mai primeai o napolitană din aia fără nume, scria pe ea napolitană. Și uneori fără cremă. Da. Erau numai foile de... Ce mai uitai la alți copii? Era o perioadă când Eugenia aia care era făcută la Timișoara venea la noroc. Unii primeau și cu cremă, alții fără cremă. Te bucurai așa, pesimistul optimist. E, o mai ciofleai așa, o țineai, o s-au băgat în lapte, asta e. Da. E, de unde să știi?